Na. Na, fraților. Pot eu să stau liniștit, să mă duc la sală? Nu pot. Fructul pasiunii. Are rost să mănânc mese calculate. Mă, lapte e pasăre. Frumusețea mea. Are rost să nu beau sucuri și alte fresh-uri. Acidulate sau nu? Snickers. Asta e bună de numai. Mango. Bă, dar cred că v-am mai arătat o dată prăjiturile astea. Cine iese laptele și tot așa. Și mai este carrot cake. Asta mie nu prea-mi place. Îi place lui Alexandra. Acum mi s-a întors femeia de la, de la dentist. De la chin. De la chin? Da. No. S-a întors de la dentist și trebuie să îți țină sub control. Sub control, sub investigație. Pentru că ăsta, bărbătocul ăsta de 4,3 kg, eu, ce ți-o devorat, mami, calciu. Tot. Eu mâncat tot calciu de el. Și mi s-au retras gingiile. Și s-au retras gingiile. Adică am paradontoză. Nu o zis că ai paradontoză. Ba da. S-o pus? Diagnostic. Da. Îmi face paradontogramă. 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 Adică face o schemă și măsoară fiecare dinte să vadă cât diametru. S-a retras. Cât s-a retras gingia. Gingia de la fiecare dinte. Că s-a lăsat așa cum. Ioi, că e bolnăvioară fata mea. E ca vinții. Să fiu babă știrbă. Vorbesc cu Mike să ții dieta jos și să spună de alea, mami. N-are nimica. Doamne iartă-mă. Există tratament, există, nu, iubire. Pentru paradontoză? A. Uite, am. Ah, se ține sub control. Trebuie să ce, să creștem... Creștem pe Google, da. Nivelul de calciu pe care îl bagi în tine, mami. E bun, ăsta. Trebuie să mânci, mai, să bei mai mult lapte și de-astea. Bea bebe pentru mine. Te mulci și îți bei laptele. Reciclare. Cu la gingie. Exact. Ba, dai jet în gingie. Și la cât? O dată la 3 luni. Eu zic că trebuie să meargă. Da. La fiecare 3 luni să îi facă controlul de rutină. Să vadă dacă o înaintat sau o înapoiat. Paradontoza. Bă, tu cum stai? Kenzo, hai la tata. Să vadă tata, tu cum stai cu gingia. Hai aici. Hai aici. Ne, prinde-te. Prinde-te, tata, prinde-te. Prinde-te. Dă să văd dință. Nu vrei. Așa-ți dau și să mânci. Chibaiește, tata. Ni statură. Ce? Îl prinzi pe tata! Îl prinzi, dai după tata tu! Șoricu, vă las că-l sun pe Mike să văd care e problema. O seară minunată, prieteni. Mâncare și iar mâncare. Fraților, vă salută tăticul Livian și mămica Alexandra. Mai mult. Da, și eu am rămas un pic uimit când am văzut că vine cu așa plată. Și anume... Nu e mai mare decât când ne luam noi în restaurant. Nu e mai mare, mami. Ba, e mai mare. Nu e mai mare. E normal, cum? Ma, acum, aici ai aranjat pe zi, pe alte din astea. Acolo vine cu două farfurii.
Ioi, ioi. Deci avem aici murături, prieteni. Pâinea casei. Pâinea casei. Murături. Avem humus. Bă, și să nu vă aud. Bă, Livian, dar tu numai mâncare, mâncare, mâncare. Dacă sunt gurmand, ce ziceți peste câțiva ani să vedeți că mi-am deschis un local, un restaurant, undeva unde poți mânca? Nu te bucuri că am experiență în ale mâncatului? Nu? Nu te bucuri că îți pot oferi tot ce e mai bun, ce aș mânca și eu? Pentru că n-am cum să-ți dau ce n-aș mânca eu, să-ți dau ție. Ia uitați. Și copilul. Ce-i, tată? Ia. Ține căca. Nu vrei? Așa, iubirea lui tată. Să o pun aici numai să... Așa. Cred că trebuie să-i pun aia cu sâmburi de aici. Aici avem... Nu pot să mă concentrez. Dacă îmi știu copilul că suferă din cauza colicilor. Asta e pernă cu sâmburi de cais. Acum vine tata. Să nu, de cireș, nu de cais, de cireș. O pun la încălzit. În mod normal scrie un minut. Acolo să stea la încălzit, dar prea, prea caldă. Trage aia, mami, trage pătura de pe el. Eu las numai... Mai iau un cartof până se face. Îl las 30-40 secunde. Cartof cu humus. Și cu humus roz. Mi-am adus aminte, mami. Așa e, pe două tăvi aducea la restaurant. Hop. O prăbălim. E perfect. E perfect. Și fiți atenți. Eu punem, uite așa, și pe pătură, dar și pe burtică, să nu-i meargă căldura la coițe. Că poate nu-i bine să fie cald la vezică și la știu eu. Nu contează. Așa, tata meu. Și acum să-mi pun și eu ceva cald în burtă, deci eu în burtă, nu pe burtă. Ai putea să mănânci ea. Calule, mănânci-o văz. Eu-s bărbatul! Scot iaurtul. După ce închide primarea, plânge 3 zile. Scot iaurtul. La urechi mi-a ajuns căldura. Cam mâncat ăla mânșitul ăsta. Da, stai liniștit. Salutez. Noroc cu asta. Bun, deci avem aici... Ăsta e humus clasic. Nu e humus clasic. Cu ce e ăsta? Asta e pâinea casei. Dar nu e humus. Ăsta? Da. Ăsta? Ăsta. Vinete? Păi ce astea-s vinete? Da. Astea-s vinete, dar nu știu cum sunt vinetele astea, că... Că-s bune, dar... Ăstea. Astea sunt alea originale, cu rodii. Aici avem humus cu ardei. Oare ce? Cu ce-o băgat el? Păi mă, că nu putem vorbi, mă bă, nu. Da, ți-am dat să muși, tu mi le-ai luat pe tot. Doamne bune! Humus, humus, iaurt. Asta nu-i frumos. Asta e pasta aia de roșie, așa-i? Nu mai știu cum se numește. Stai să văzut eu acum. Mie asta-mi place. Aia nu-i frumos. Pasta de roșie. Făcută cu năut cu ceva. Foarte bun. Mergem mai încolo. Și
Deci avem tradițional al piept, ceapă, carne ca un fel de mic, aia care e pățăpușă, de vită, aripioare, aripioare, pui și ăsta tău humus. Da. Și humus. De așa venea la set. Asta ce? Iaurt. Asta e lapne. La, da. La, cum? Lahme. Lapne. Lap? Labne. Ah, labne, labne. Labne haram. Ra, haram, hab, labde, labde. Foarte bune. Vă las să mă pot arunca în ele. Și cum ziceam, nu criticați, bă, Livian, tu numai mâncare știi. Că o să vină momentul când o să... Poate o să deschid ceva restaurant. Și atunci... Cum vii să zici? Bă, Livian, tu numai mâncare și atunci te bucur că Livian știe numai mâncare și dacă o să ajunge până acolo, vă dați seama, cu expertiza culinară a soției mele, talentul în bucătărie și în afara ei, o adormit, da? O adormit, mă, de când i-am pus sâmburi de cireș. El o adormit și s-a trezit. Dă-i drumul! Dă-i drumul că-ți dau ardei pișcător! Băști! Fac pădurul, dar mă moi. Vă las să mănânc. Ai vrea să mănânci unde ești? Același lucru. Deci, tot ce vedeți aici. 169. Și ăsta, asta și ne-am gândit. Poate a fost mai mic, nu mi-aduc eu aminte, bine. Dar l-a făcut mai mare și un pic l-a scumpit. Dar 170 de lei la toate astea merge. Nu-i preț să zici că, bă, știu eu. Ei, cât ar trebui să fie? Având în vedere că ai și mai multe feluri. Adică ai și acolo, ai și aripioare, și piept de pui, și de-aia de ceva, și știi? Da. Păi ăla, dacă stai să calculezi, se pare că nu scrie. Ăsta e vreo 50-60, cartofii, ăla vreo 80 de lei, nu? Platou cu humusuri. Și băi, platou cu humusuri. Și cu mai multe, de mai multe feluri. De mergi în oraș să-ți cumperi un humus. Era 30 de lei. Dai 28-35 de lei pe un aperitiv de humus. Asta pentru aia care sar cu gura că bă, că bă, bă, bă. Pentru aia care vor comenta. Pentru aia care vor comenta, da. Dar nu este nicio problemă. Există și posibilitatea să mergi la fast food să-ți cumperi de alea, chiftele, nu mai... Halumi. Halumi. Mâncarea e foarte bună de la Zaki. Falafel. Falafel, bravo. Falafel. Falafel. Deci după mine, cu toată sinceritatea, cu toate că mai există restaurante, cu specific oriental, Zaki, restaurantul Zaki, e cel mai bun. După aceea azi restul. Și ca să vedeți că Livian e băiat de băiat, stafului de la Zaki, salutări, respecte, mii de mulțumiri, mii de aprecieri, sunteți jos pălăria nota 10. Așa-i, tată, simfonie pentru staful de la Zaki. Kenzo! Nu știu dacă am unde, că e bonul. Ăștia și cu bonul. Pe o scris la pe TikTok. O zi, Livian, tu mănânci gratis. De 70 de ori am fost la Transilvania. Mănânci gratis, arată bonul. De arăt bonul. Intră alții. Bă, dar te lauzi și arăți bonul. Lumea își pierde timpul cu detalii nesemnificative. Niciodată nu o să mă vedeți pe mine că o să intru la postarea unuia să scriu eu, bă, îi fake aia sau, bă, îi... n-ai plătit. Turcia, n-ai plătit, masă gratis, mașina, de fapt, nu-i M-pachet că-i nu știu ce, nu ai 400, egal că ai 200. La ce zi eu curios? Fiecare la un moment dat, fiecare minciună sau fiecare asta iasă la suprafață. Fiecare stil, un om care are ochi, îl descoperă. Nu vedeți că toți ăștia, da, toți ăștia de pe internet
Nu toți, mare parte. Grandomani, eu odată nu-i văd să mănânce la restaurant. Și nu-mi ziceți mie că mănâncă, dar nu se postează. Stați cum ești, că ăștia... Nu vreau, nu vreau să intru. Nu vreau să intru în detalii, vreau să mai iau o bucățică de pui. Asta e foarte bun. Bune, foarte bune. Dacă veniți la Cluj și vreți libanez, restaurantul Zaki. Poziționat, extraordinar, mâncare excepțională, staff și angajați de nota 10. Vă pup, seară frumoasă!